În noiembrie se numără reducerile. Aoleu, ce cringe sună asta de se strânge carnea pe tine. Deci vinerea trecut a fost pe bază de EMAG și Altex și alții. vineri asta pe 19 noiembrie, adică de joi noapte ora 0 până vineri noapte ora 0 și au ține fiesta proprie. Și cum Xiaomi când mai testezi este deja un cult, o religie în comunitatea asta, n-aveam cum să nu marcăm evenimentul. Hai că vă povestesc imediat care-i treaba, furăm startul gen, și am pregătit și ceva foarte mișto pentru voi. Dar revenind un pic la Xiaomi când mai testezi, fază tare luni am prezentat Google Pixel 6. Dacă n-ați văzut video, vedeți-l, este cel dinainte de ăsta și duduiam și turuiam eu acolo despre una, despre alta, ca să vezi cum se compara el cu Samsung și cu Apple și cum e cu procesorul lor nou Tensor și cu camerele noi și una dintre primele întrebări din comentarii a venit inocent așa. Da Xiaomi când mai testezi? Ia ca amuș! Și am încercat să mă gândesc, de ce este marca asta atât de aproape de sufletul românilor? halt clișeul ăsta cu sufletul românilor. Astăzi îmi propun să vorbesc numai în clișee. Bun, deci de ce aproape de sufletul românilor? Pentru că sunt ieftine? Da! Hai să ne dăm pe după gard, pe după plop, ne dăm în vânt după produse ieftine. Ca nație nu suntem adepții lui puțin și scump, ci adepții lui mult și ieftin. Ne plac porțiile mari de mâncare, ne place să fie masa bogată, chiar dacă de obicei este o combinație de heart attack cu brain stroke, că tot vine Crăciunul cu porcul, cât hipopotamul acuși, -acuși. Ne place să avem dităti. Dar asta nu ar putea explica pe de-a întregul succesului Xiaomi în România. Sunt și alte mărci ieftine, dar nu se bucură de același succes. Și ca să înțelegeți că despre succes vorbim, gândiți-vă că în clipa asta ei sunt în România un număr 2-3 solid, chiar în spatele Samsung și la bătaie cu Apple. Și dacă hai să zicem că poziția în fața Apple nu ne surprinde, dat fiind că mărul e scump și că Apple nu prea au telefoane ieftine în portofoliu, cu Samsung treaba asta altfel. Are balta pește gârlă și Corenii au suficiente serii și modele accesibile pe care să se bată lumea. Și totuși Xiaomi crește și tot crește, calcă totul în picioare. Deci nu este suficient să fie ieftin. Mai trebuie ceva. Să fie bune? Well, da, sunt. Lumea pare mulțumită de produsele lor. Nu aud prea des coruri de detractori și nemulțumiți, și asta chiar în condițiile în care românul este cârcotaș în mod default și degrabă keyboard warrior și vărsător de sânge virtual. A, nu merge nu -și ce? Imediat ia cu asalt Facebook-ul și secțiunile de comentarii și forumurile și toate mijloacele de comunicare prin care poate să-și strige nemulțumirea. Dar cu Xiaomi nu prea pare să fie cazul. Au fost niște motive de nemulțumire cu ani în urmă, cu serviciul și garanțiile dar par să se fi rezolvat. Mai era câte cineva care cumpăra de la tot felul de magazine mai dubioase așa sau de pe afară și apoi avea probleme de service și garanție. Mai erau și vânzători care toți se dădeau drept izvorul și în România, toți se dădeau ca fi în canal oficial, până venea omul cu telefonul în batistă. Dar no more. Xiaomi au venit până la urmă cât se poate de oficial și asta se simte. Bun, dar este calitatea un motiv necesar și suficient pentru a explica iubirea boborului român pentru produsele lor? Necesar, da, suficient, nu. Mai sunt și alte produse bune care nu se bucură de popularitatea brandului Pick Me, Pick Me, știți, mi. Deci prețul mic nu e de ajuns, calitatea bună nu e de ajuns, să fie faptul că vând dității, așa cum ne place nouă, poate. La Xiaomi găsești de la ace Brice și șurubelnițe, mă neburilor, am vrut să zic până la aspiratoare și trotinete și camere de supraveghere și televizoare și cântare și orice altceva trece prin cap. Cu alte cuvinte, poți să-ți echipezi nu doar trupul din dotare cu tehnologie, cu telefon, ceas inteligent, căști, etc., ci și casa cu prize, televizoare, becuri și camere diștepte și transportul la muncă cu trotinete și tot așa. Adică viața ta tech se poate desfășura cu totul în interiorul ecosistemului lor vast, fără prea mare efort, pentru că vând chiar de toate la propriu. Să fie asta o explicație a succesului lor de piață, adică vastitatea tipurilor de produse? Da, se poate. Dar cel mai probabil, motivul reușitei lor în România nu este unul singur, ci ele e mai multe. Sunt toate cele enumerate aici și câte puțin din fiecare. Prețuri mici, calitate bună și produse câte în lună și în stele. Adică Xiaomi bifează mai multe criterii care fac click cu așteptările și dorințele clientului român. Și mai e ceva, ceva inefabil, mai greu de definit și explicat. Un anume vibe, un anume sentiment de frondă în ceea ce privește această marcă. Vă aduceți aminte fraza aia celebră folosită de Steve Jobs în legătură cu Apple? It's better to be a pirate than join the Navy. Adică mai bine să fii pirat decât să te înrolezi în marină? Xiaomi are genul ăsta de vibe, de Robin Hood așa. Lasă-mă unde Apple și Samsung îți cer o mână și un picior pe un telefon, vin eu și ți-l dau la jumătate de preț. Un soi de atitudine anti-establishment, care ține și cu ăia cu posibilități materiale mai limitate, nu doar cu bogații. De asta vă place Xiaomi. Știu multă lume care gândește în felul ăsta. Da mă bogatule, ia-ți tu Apple și Samsung și flagship-urile lupește prăjit, că am eu un Redmi sau un Mi nu știu care, care face cam aceleași chestii ca telefonul tău de două ori mai scump. Și apropo de Apple, de fapt fondatorul Xiaomi nu și-a ascuns niciodată simpatia pentru Apple și Jobs, nu s-a sfit să imite nici măcar stilul vestimentar, dar imite învățămintele. Vreți o poveste mișto și cât se poate de adevărată? În 1987, deci la trei ani după celebrul Bang 1984 al lui Apple cu The Macintosh, Lei Jun, fondatorul Xiaomi, era student la calculatoare la Universitatea din, ia, ghiciți de unde, da, din Wuhan, și a dat peste o carte celebră, Fire in the Valley, The Making of the Personal Computer, fix despre Apple și ascensiunea lor. Ăla a fost momentul de declic. Iată ce zice însuși fondatorul 30 de ani mai târziu. În clipa aia m-am gândit că dacă Jobs și Gates au dat lovitura încă de pe băncile școlii, de ce n-am putea și noi? Doar gândindu-mă la asta, sângele a început să-mi fiarbă. Și Lei Jun s-a gândit la o strategie fix pe dos față de Apple. Tot în cuvintele lui, să vindem produse cât mai ieftine posibil, la cât mai mulți oameni posibil. Iar asta rezumă inclusiv motivele succesului lor în România. Pentru că acum, că ne place sau nu, produsele lor chiar se vând pe rupte și uite așa, în doar câțiva ani, Xiaomi au ajuns în România în top pe telefoane, trotinete electrice, aspiratoare, wearables și orice altceva ține de tehnologie. Și ultima, dar nu cea din urmă, chestie, am observat folosindu-mă pe mine însumi, drept câinea lui Pavlov, că magazinele Xiaomi seamănă foarte tare cu Ikea. Deci fiți atenți, deși la prima vedere nu pare să existe nicio asemănare, au ceva în comun. Faptul că în ambele cazuri, de fiecare dată când intru un magazin, fără intenția de a cumpăra ceva, ba uneori chiar îmi jur că nu voi cumpăra nimic, ci doar intru să mă uit, de fiecare dată mă regăsesc ca prin vis la casa de marcat cu ceva în coș un set de șurubelnițe, o priză, un bec deștept, mărunțișuri de astea și de unde zic că e, eh, e ieftin, uite, șurubelnițele astea drăguțe sunt doar câteva zeci de lei, Mama deci când adun produsele din coș, de fiecare dată mă ia capul. Uite, astea le-am cumpărat impulsiv, compulsiv, în timpul live-ului de săptămâna trecută, pe care l-am făcut din preună cu Dani pe Ciflix TV la GSM Net în noaptea de Black Friday, jur. Și nu e singura dată. Am intrat de câteva ori în magazinul Xiaomi de la San Plaza și de fiecare dată am plecat cu ceva de acolo. Sunt multe drăcii ingenioase, gen powerbank-uri, camere de supraveghere, ace, brice și compresoare de roți. Au și așa ceva, pentru mașină, motoretă, bicicletă, minge și ghișce mi-am cumpărat și de ăsta. Uite-l aici. Deci tot felul de drăcii folositoare și ingenioase, asta pe lângă telefoanele faimoase care i-au consacrat. Și fix pe ideea asta se va derula și acest Xiaomi Friday, care începe mâine noapte, adică joi spre vineri și se termină vineri noapte, adică vineri spre sâmbătă, pe ideea de bundle. Și faza e așa. Festinul se va desfășura în magazinul fizic de la San Plața și pe site-ul lor mi-home.ro și va merge, așa cum ziceam, pe ideea de pachete. Unele produse sunt deja reduse de vreo săptămână, dar faptul că vor face acum parte dintr-un pachet, asta le reduce și mai mult. Și pe deasupra, la fiecare astfel de pachet, se va adăuga și un voucher de care poți să-ți mai cumperi încă ceva. Oricum, despre toate astea veți afla mult mai multe detalii mâine la ora 15 într-un live de zile mari pe pagina de Facebook Xiaomi România. Evenimentul este deja creat pe pagină, vă las linkul și în descrierea acestui video, live în care am să vă povestesc eu însuși sau însăși, din preună cu omul lor, despre ce este vorba mai exact. Mă gândesc că m-au ales pe mine să vin la live-ul de mâine după amiază de la 3, din motive evidente, gen Xiaomi când mai testezi. Dar până mâine, azi azi și v-am pregătit și azi ceva într-un mare fel. O cutie! Hopa! Ce este asta? Mă rog, în afară de faptul că este în mod evident o cutie și ce conține ea. Păi rămâneți cu mine în acest video și vă zic și după ce vă zic vă și dau. Adică unul dintre voi o va primi acasă, evident, din preună cu conținutul pe care îl vom descoperi în continuare. Ideea asta de bundle, de pachet pe care va merge Xiaomi Friday-ul de poi mâine, înseamnă în principiu un telefon plus încă ceva, încă un produs de-al lor. Mi se pare interesantă ideea asta de a lega fiecare pachet de backbone-ul, de coloana vertebrală a business lor, adică telefoanele. Prin urmare, fiecare astfel de bundle va conține un telefon și încă ceva, gen un telefon plus o trotinetă, un telefon și o cameră de supraveghere, un telefon și un ceas sau o brățară inteligentă, un telefon și o pereche de căști și tot așa. Și la fiecare pachet din ăsta se adaugă și un voucher de 100, 2, 3 de lei sau mai mult de care poți să-ți iei încă un produs. Și pachetele astea, în funcție de telefoanele din ele, sunt și pentru bogați și pentru săraci. Să fie dreptate și haiducie, nu? Glumesc. Așadar, aceste pachete se împart în mare în două, cele cu noul și excelentul Xiaomi 11T și cele cu la fel de noul și încă și mai accesibilul 11Lite 5G New Edition. Adică fiecare astfel de telefon vine în pachet cu încă ceva și cu respectivul voucher de care poți să cumperi încă altceva. Dar despre fiecare pachet în parte și conținutul său vă dau detalii mâine în live-ul de la ora 15, link în descriere, de pe pagina de Facebook a Xiaomi România. Și acum hai să vedem ce avem noi aici în cutie și care e treaba cu cutia asta este un mystery box, ați prins-o asta, care e un soi de hint la bandelurile care vor începe să curgă vineri și pe care am să-l fac cadou pe acest mystery box unuia dintre voi. Ce ziceți? Fac și eu ca alți youtuber și mă prefac că nu știu ce e în ea și bag după aia cu U și A, adică vai ce mirat sunt când descoper ce e în cutie. Știți, eu și sormea mea când eram mici găseam întotdeauna cadourile de Crăciun pe care le cumpărau ai mei dinainte și le ascundeau prin casă înainte să le pună sub brad în noaptea magică. Iar noi dusesem la rangul de artă machiavelică simularea surprinderii. Deci am să mă prefac și am să-i iau un pic în bășcălie pe colegii mei youtuberi. Wow! Deci ce avem noi aici? O cutie! După aia mai pierd câteva minute bune măsurând și admirând cutia, textura, mirosul, bla bla bla. What the fuck? E o cutie colorată, v-am spus, de ajuns. Și acum ridicăm capacul. Ia, yeah. ce avem aici? un burete pe care scrie mi și o altă cutie. Wow! Un telefon. Nimă! E 11T ăla de bogați? Aha! Am testat toată seria 11T cu T standard T Pro și 11 Lite 5G. Iată video de aici de pe canal. Găsiți toate detaliile care v-ar putea interesa despre acest telefon. Vă las linkul acestui video și mai jos în descriere. Ce ar fi de spus despre 11T? Că este un amestec excelent de caracteristici high-end și preț moderat. Ecran mare și vibrant la aproape 6,7 inci, AMOLED la 120 de Hz, 800 de niți constant și pic la 1000, e foarte mișto ecranul, protejat de cel mai avansat Gorilla Glass Victus și mi-a plăcut maxim și prima oară când l-am testat și e mișto abordarea asta no compromise în care poți să-l pui blană la 120 de Hz nu doar adaptive și vrăjeală din asta. Și de ce n-ai face-o? Pentru că telefonul are o baterie de 5000 de mAh întregi cu încărcare rapidă pe 67W, deci nu ai motive de îngrijorare cum că ecranul va slăi bateria prea repede. Spatele telefonului este din sticlă, așa cum și de bine unui telefon cu pretenții, iar culorile sunt din alea de care mie e mie greu să le înțeleg. Celestial Blue, Meteorite Grey și Moonlight White. Ce vorbești, mă? S-a terminat cu șmecheria. În pieptul său bate un Mediatek Dimensity 1200, acum compania de 8 GB RAM și 128 sau 256 de GB stocare UFS 3.1, deci cât se poate de rapidă. De fapt, Procul a scos în Geekbench 5 la vremea când l-am testat un respectabil scor de 2819 puncte, adică la bătaie cu Pixel 6-le testat și publicat alaltă, altăieri aici pe canal, care a scos 2831, cu tot cu noul Tensor de la Google. Excelează telefonul ăsta și pe cameră, unde pe principală vine cu faimosul senzor de 108, completat de un ultrawide de 8 megapixeli, un telefoto care dublează și ca macro de 5 megapixeli și o cameră bunicică de selfie de 16 megapixeli. Singurele chestii care îl separă de versiunea Pro ar fi procesorul, care în cazul acelui este Snapdragon 888, încărcarea, care pe ăla este acel record-breaking de 120W și Pro-ul mai are în plus difuzoarele tunate de Harman Kardon. În rest, e la fel. Și pentru toată miriada asta de specificații stelare, ecran AMOLED pe 120 de Hz, procesor ultra rapid, cameră de 108, construcție din sticlă, 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, baterie de 5000 cu încărcare pe 67W, prețul la care l-am găsit fix azi pe mi-home.ro este de 2400 de lei. E greu de găsit ceva în zona asta de specificații la prețul ăsta. Și faza e că vineri, de acel Xiaomi Friday, Combinația va fi probabil și mai bună cu telefonul bundled, cu ceva produs extra și cu voucherul ăla care îți permite să cumperi încă ceva. Bun, și acum hai să revenim la cutia misterioasă, cum ar zice Jules Verne. E mai adâncă decât pare. Stai, 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 stai așa, să mă mir, să mai prelungesc suspensorul, oh, pardon, suspansul am vrut să zic. Ia ca ce am găsit aici, încă o cutie. Mi 360 Home Security Camera Pro, o cameră de supraveghere deșteaptă și extrem de ușor de instalat și folosit. Nu mă credeți? Check this out! Intri în Google Play și descarci aplicația Xiaomi Home, care este în principiu hub din care se controlează toate dispozitivele lor. Gen One App to Rule Them All. Dacă nu ai deja cont, ceea ce e puțin probabil, dacă ești fan Xiaomi, îți faci unul. Din aplicație îi dai adaugă dispozitiv, trebuie să ai Wi-Fi conectat, Bluetooth și locație pornite. Aoleu, ne spionează chinezii muică, îți găsește camera și îți arată pas cu pas cum să o conectezi. Te conectezi la un fel de rețea temporară, apoi tot ceea ce trebuie să faci, dacă tot e să vorbim în clișee, este să scanezi codul QR de pe fundul camerei. Apoi denumești camera în care vrei să stea camera și you're good to go. Sau, mă rog, poți să-ți spionezi casa, pisica, nevasta și așa mai departe. Camera își face întâi un fel de calibrare, după care beneficiezi de toate gudiurile urile pe care le are de oferit Mi 360 Home Security Camera 2K Pro. Și oh are destule. Este o jucărie solidă, fără fițe și din start înțelegi ce este și ce face. Aspectul ăsta de dom este clasic și eficient și chiar elegant. Nu arată rău deloc jucăria. Este construită dintr-un policarbonat zdravăn și are la bază un motor capabil să o învârtă la 360 de grade. Poți controla mișcarea de pe telefon și ansamblul este foarte responsiv. Mișcarea pe verticală este controlată de un modul central și oferă o vizibilitate de 110 grade. Așa. Chestia e că atunci când se mișcă este surprinzător de silențioasă. Stocarea se face fie pe cloud, fie direct pe un card de până la 32 de giga pe care ea poate stoca și local. Deși montarea cardului poate părea mai dificilă, soluția e cu mantă. Chestia e că nu poți să extragi cardul fără să fii văzut de către cameră smart, nu? Sau gândi chinezii la toate. Și tot în bază ai alimentarea care se face via USB. Camera e destul de simplă, așa cum și trebuie și poate fi ușor montată oriunde, inclusiv pe tavan, pentru că are și un bracket de prindere. În aplicație apeși pe imagine și ea se face full screen, din cu controlele aferente. Există un pic de latență, dar nu este mai mare sau mai deranjantă decât la netgear mele cu mult mai scumpe. Ce poți să faci din app? De toate. Instantanee, înregistrări video și audio sau, la fel ca la Arlo-ul meu, poți vorbi cu cei care se află în incintă direct prin intermediul camerei. Poți să faci să urmărească oamenii din încăpere sau poți să-i setezi zone de detecție și ea să înregistreze atunci când simte mișcare în cadru. Are infraroșu, o poală de senzori de mișcare și oferă 7 zile de backup în cloud pentru înregistrări. Și este de asemenea posibil să o legi de exemplu la un NAS dacă vrei să păstrezi pe termen lung footage baban, face și supraveghere de noapte și de asemenea îi poți seta și un program de lucru. Din aplicație poți adăuga multiple astfel de camere, ceea ce este un plus, și le poți practic controla pe toate centralizat. Are și unele posibilități interesante de automatizare cu alte dispozitive Xiaomi, gen să pornească un aspirator robot sau un purificator de aer atunci când camera detectează mișcare. Hai să vă zic încă ceva ce îmi place și ceva ce nu mi place. Mi se pare foarte mișto că față de arlourile mele, asta suportă și rețele la 5 GHz. Nice! Și nu-mi place faptul că alimentarea se face prin micro USB și nu prin USB-C. De ce? Cât de greu era să-i pună o mufă USB-C, mai ales că ăsta este standardul acum, iar micro USB, caman, este deja depășit. În fine, și îmi place maxim rezoluția. Așa cum spune și numele, camera chiar filmează 2K și vede în întuneric cu culori full cu tot. Adică nu are un mod de noapte din ăla care se vede ca prin ochelarii ai soldaților. Mi 360 2K Pro este clar un upgrade al unui produs și așa bun. Camerele lor de supraveghere caznic au fost întotdeauna bune în general și mai are și un preț extrem de bun. Am găsit-o în perioada asta pe mi-home.ro la 200 de lei. Și mă gândesc să-mi iau și eu. Uite, exact ce ziceam, la 200 de lei camera asta este o ofertă de nerefuzat. Eu am să-mi o cumpăr separat, dar în pachet, în bandelurile despre care vă ziceam, cum este cel cu 11T, prețul său va fi de fapt și mai mic. Și se mai adaugă și voucherul ăla extra cu care poți să-ți cumperi încă ceva. Deci poi mine va fi Xiaomi cu de toate. Hai să recapitulăm dară ce am povestit până aici și după aia vă spun ce facem cu Cutia misterioasă. Așa că mâine la ora 3 după amiază ne vedem live pe pagina de Facebook Xiaomi România ca să vă povestesc din preună cu omul lor, Francis Curco, despre pachetele și ofertele de Xiaomi Friday de vinerea asta care vine. Apoi vineri toată ziua, de la ora 0 când începe până la ora 0 când se termină, puteți comanda de pe mi-home.ro toate aceste bandăluri reduse sau le puteți cumpăra direct din magazinul din San Plața în timpul programului normal de lucru. Vă dau toate detaliile în live-ul de mâine, al cărui link de vi l-am lăsat și în descrierea acestui video. Cât despre cutie, uite cum facem. Hai cu algoritmul în comentarii și răspundeți cât puteți voi de isteț și cu umor. De ce iubiți Xiaomi? De ce vă place brandul ăsta? Și de ce credeți voi că oamenii le cumpără produsele? De ce le cumpărați voi produsele? Și din secțiunea de comentarii a acestui video am să extrag un câștigător pentru acest Mystery Box, câștigător pe care am să-l anunț în clipul de poi mâine seară, adică de vineri seară, 19 noiembrie, la ora 18.45, adică fix în ziua de Xiaomi Friday. Fiți creativi, dați răspunsuri deștepte și cutia asta din preună cu tot conținutul ei, adică un telefon Xiaomi 11T și o cameră inteligentă de supraveghere Mi 360 Home Security Camera 2K Pro va porni spre unul dintre voi. Dacă vreți, vă și semnez. Și că nu, 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 nu strica produsele și cu atât mai puțin cutia. Așadar, un concurs fulger, al cărui câștigător am să-l anunț poi mine seară. Și dacă nu câștigați, nu-i bai, mai dau una în live-ul de mâine. Deci mai puteți băga încă o fisă, stați mâine la 3 după amiază cu ochii pe live-ul de pe pagina de Facebook a Xiaomi România și mai donez încă o cutie. Să fie bogăție, să se bucure comunitatea. Este mereu o plăcere să fiu alături de voi și să vă citesc comentariile. Sunt onorat să trăiesc, să râd sau să mă întristez cu fiecare video alături de voi. Abonați-vă în zonă și da, baftă Ia Iaca ce-am găsit aici, încă o cu...